onorați oaspeți și iubiți absolvenți, vă adresăm un bun venit la festivitatea de absolvire a Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Universității din Oradea. Participăm azi la un eveniment inedit din viața noastră a studenților, prilej cu care, alături de profesorii și familiile noastre, simțim emoții și trăiri înălțătoare, care ne confirmă încununarea a 3 ani de facultate, o călătorie binefăcătoare prin lumea științei, dar și o evidentă etapă a maturității noastre. Această zi va marca, în plus de satisfacție, dragi părinți, de a vă privi visul realizat prin educația copiilor dumneavoastră. În acest cadru festiv, care capătă o valoare deosebită prin prezența noastră aici, ne bucurăm și prin acest moment cu recunoștință, deoarece știm că am dobândit valori academice și ne-am conturat principii și metode solide de pregătire și formare profesională. E important să conștientizăm că educația rămâne cea mai bună investiție pe termen lung în formarea tinerilor. Educația este pregătirea pentru viață. Educația este viața însăși. În cadrul acestei instituții am beneficiat de educație și promitem că vom profita de avantajele ei în continuare pe parcursul anilor de masterat. Ne simțim onorați să vă prezentăm conducerea facultății noastre, căreia îi adresăm mulțumiri pentru răbdarea, înțelepciunea și implicarea neobosită în activitățile instituției. Domnul profesor Gabriel Moisa, decanul facultății. Domnul conferențiar Constantin Țoca, prodecanul facultății. Domnul rector Radu Românașu, directorul Departamentului de Istorie. Doamna conferențiar Florentina Chirodia, directorul Departamentului de Relații Internaționale și Studiile Europene. Doamna conferențiar Gabriela Gaudenhoff, directorul Departamentului de Domnilor profesori, dincolo de admirația pe care vă purtăm privindu-vă zilnic la orele de curs și seminar, v-am considerat mereu ca pe niște părinți spirituali, pregătiți în orice moment să ne oferiți sprijinul dumneavoastră sau cel puțin un cuvânt de încurajare de care aveam atâta nevoie. Distinși invitați, îi vom prezenta în continuare pe profesorii facultății noastre, cărora le promitem că ne vom ridica la înălțimea misiunii pe care trebuie să o îndeplinim. Domnilor profesori, vă transmitem toată prețuirea pentru sprijinul și dinamismul cu care ați știut să ne coordonați în mod excepțional pe parcursul celor 3 ani. De la Departamentul de Istorie, profesor Gabriel Moisa. Profesor Sorin Șipoș. Profesor Antonio Faur. Lector Radu Românașu. Lector Florin Strângeu. Lector Mihaela Boma. Lector Laura Ardelean. Lector Edith Bodo. Lector Cosmin Parca. Profesori asociați. Domnul profesor Mihai Grecin. Domnul profesor Ion Zaina. Domnul profesor Aurel Chiriac. Domnul profesor
care ne onorează cu prezența Domniei sale și ne întărește convingerea că vom avea în continuare parte de sprijinul conducerii facultății. Domnule decan, vă mulțumim pentru receptivitatea manifestată la toate cerințele noastre și pentru promptitudinea cu care ați răspuns solicitărilor noastre. Vă invităm așadar să ne adresați cuvânt frumos. Bună ziua! Dragi studenți, dragi părinți, dragi colegi, deși suntem extrem de mulțumiți că vorbim liber, că vorbim în fața studenților, că vorbim în fața publicului, de fiecare dată când ne întâlnim cu un asemenea moment, în momentul special în viața voastră, în momentul absolvirii, generează foarte multe emoții și pentru noi, cei de aici, colegii mei din sală, pentru că am trăit pentru de voi 3 ani intenși, vom mai trăi, sper, cel puțin 2 ani, în calitate de masterant în facultății noastre, la nivel de specializări. Așadar, dacă veți vedea că am emoții, vă rog să mă înțelegeți, pentru că sunt emoționat în egală măsură cu care sunteți și voi emoționați. Sigur, într-un moment special, așa cum este cel de astăzi, nu pot decât să vă felicit pe voi, cei mai tineri dintre noi de aici. Ați reușit să finalizați 3 ani de studii la diferite specializări, pe scori, relații internaționale, științe politice, științele comunitare, studii de securitate, relații internaționale, doar engleză și română. Așadar, ceea ce avem aici, avem un mix de specialiști, un palier destul de larg, care merge de la trecut spre viitor. Istoria care se ocupă de trecut, specialiști în relații internaționale, politologie, care încearcă să citească viitor. Este așadar un mix care împreună ne oferă nouă speranța că voi, dumneavoastră, veți reuși să generați mai bine decât am văzut și noi, să gândiți viitorul în parametri mai optim decât am reușit noi și cei de înaintea noastră. Un gând de mulțumire, sigur, îl adresez părinților noastră. Știm ce înseamnă efortul pe care noastră, părinților și familiilor noastră, efortul pe care l-ați făcut pentru a-i susține pe tinerii noștri colegi. Efortul este mic, dar iată, cred că astăzi este încurunat, nu cred, sunt sigur, este încurunat cu acest moment special și sunteți fericiți pentru că, iată, ceea ce v-ați propus acum 3 ani s-a reușit, că cei mai tineri dintre noi, vin și spun asta, au reușit să ducă la bun sfârșit partea de licență a pregătirilor profesionale și, repet, îi așteptăm și la masterat și la doctorat, de ce nu, acolo unde sunt cei mai buni dintre noi, cei care doresc să urmeze această etapă de pregătire superioară, pregătirea vieții noastre profesionale. Câteva gânduri vreau să vă transmit, nu voi fi foarte lung, vreau să punctez câteva lucruri pe care îmi trebuie să spun, le adresez în unele colegilor mei din facultate și care poate să vă prindă bine. În primul rând, sigur, aș dori și într-o experiență de viața noastră, celor mai avansați biologii decât pe dumneavoastră, dar nu numai mare experiență de viață, ci și a dorinței că dumneavoastră să le depășiți. Nu să le depășiți. În primul rând, ceea ce vă dorim cu toții este să fiți muncitor. Cel puțin la fel de muncitor, precum ați fost până acum și în durată lungă acest lucru să vede. Vor reuși dintre voi, cei care vor fi muncitori, tenace și vor continua într-un ritm susținut să facă ceea ce le face. Performanța se obține muncind. Cineva, la un moment dat, nu și la cei de după aceea, la ei de la istorie, pot să creți ai mei, dar mai ai mei cei de la istorie, că îi cunosc mai bine. La un moment dat, cineva va vedea munca voastră în durată lume și va miza pe voi. Este un sfat pe care îl dau și, cu siguranță, cei care veți face așa, o să vedeți că lucrurile se întâmplă în această manieră. Apoi, fiți cinstiți și onești. Nu strică.
a fi cinstit și onest în viață. Iarăși vă spun că în durată lungă acest lucru se vede. Cineva va miza pe voi la un moment dat, și pentru că sunteți cinstiți, onești, alături de muncitor. Alegeți calea cea grea în viață, nu calea cea ușoară. Nu căutați scurtăturile, nu duplică ele. La un moment dat, scurtătura se duce în ocidă, într-un zid, și nu se poate construi solid. Deci, munciți mult, fiți onesti și cinstiți, și căutați drumul greu în viață. Acela construit, așa cum spunea Titu Maiorescu, la junimea și tot ceea ce a însemnat junimea și modul în care își junimește și modul în care au văzut dezvoltarea societății românești, au construit, au gândit cu societatea românească ca fiind construită cărămidă cu cărămidă și nu cercând de la acoperiș, ștenând cu fundația, pentru că atunci nu mai există. Deci nu căutați scurtătorul în viață. Pentru că drumul scurt, repet, ori se duce în mocilă, ori în gata. Sigur, asta înseamnă că trebuie să vă concentrați în primul rând pe voi, nu pe cei de lângă voi. Concentrați-vă totdeauna pe ce aveți voi de făcut și nu cei de lângă voi. Sigur, lumea este așa cum este. Nu este perfect. De vă să trăiți cu viață, cu exemple, totdeauna să vă dăm exemplu în ceea ce mă spun eu. Poate să întâlniți pe exemple care le spune multe, dar așa de nu. Voi vă rog să vă concentrați pe voi. Dacă veți concentra pe voi, nu veți vă veți economisi energia și nu să vă risipiți energia văzând ce face unul și altul și consumându-vă energia fiind atent la ceilalți la voi. Dacă veți fi atenți la voi, garantat lucrurile vor merge bine. Fiți muncitor, fiți cinstiți și onești, alegeți drumul drept și greu în viață și concentrați-vă pe ceea ce aveți voi de făcut, nu pe ceea ce fac alții. Eu cred că acesta este un mix de ingrediente pe care le puteți urma. Veți reuși în viață. Vă mulțumesc că ați fost studenții noștri. Veți fi în continuare studenții noștri, chiar dacă eu nu mă întâlnesc cu toți. Sunteți studenții facultății noastre cu toții. Mulțumesc încă o dată părinților pentru că v-au susținut. Vă mulțumesc vouă că ați făcut efortul să ajungeți aici. Le mulțumesc colegilor mei că au fost alături de voi. Vă doresc numai bine părinților noastre multă sănătate. Care sunt mai mult decât mobilizatoare. Citez,
Putem să acceptăm dezamăgiri temporare, dar nu trebuie să ne pierdem niciodată speranța infinită. Am încheiat citatul. Ca urmare, indiferent prin ce vom trece fiecare dintre noi, să nu uităm să avem credință, încredere în forțele proprii și niciodată să nu renunțăm la luptă. Seneca, celebrul filozof, credea că succesul, în mare parte, stă în voința de a învinge. Să ne stăduim, deci, și să stăduim, pentru că voința și perseverența sunt fundamentale în reușită. Vă încurajez să vă urmați inima, rațiunea și intuiția. Acest prin om știe deja ce vă doriți cu adevărat. Toate celelalte lucruri sunt și rămân secundare. Fiți puternici, fiți voi înșivă schimbarea ce vă doriți în lume și cred cu tărie că ne vom revedea cu bine, cu împliniri și realizări luminoase. Fiți sănătoși și fericiți. Vă îmbrățișez pe toți. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor! Vă invităm în fața dumneavoastră pe doamna profesoară Florentina Chirodea, directorul Departamentului de Relații Internaționale și studii europene pentru a ne adresa câteva cuvinte. Stimați prezidiu, stimați părinți și invitați, dragi studenți și colegi. În discursul meu aș dori să dezvolt un pic ideea voastră pe care ați exprimat o invitație primită pentru aceste evenimente. Asistăm azi la lansarea promoției 2023 de relații internaționale, studii europene și studii de securitate. Orice lansare are nevoie de un vehicul de propulsie. Orice vehicul de propulsie are nevoie de un rezervor uriaș de combustibil. Alături de colegii mei, cred că am reușit să rupem acest rezervor cu două componente. Capitalul uman, cunoștințele, abilitățile, skills-urile voastre, competențele, atitudinile, creativitatea, flexibilitatea. A doua componentă o reprezintă capitalul social. Rețeaua de prietenii, zilele bune, zilele rele, antipatiile, colaborarea cu profesori, colaborarea cu specialiștii care au fost aduși în fața voastră. Dar poate mai mult valorile pe care le-ați câștigat în sările de curs și seminar și reziliența pe care ați dat dovadă și puterea de adaptare la situații neprevăzute. Poate am învățat în cazul ăsta și noi de la voi să facem față schimbărilor bruște de paradigmă, de context și pentru asta vă mulțumim și noi. Acesta este rezervorul cu care puteți să ajungeți departe în orbită. Dar orice rachetă are mai multe trepte. Rezervorul pentru cea de-a doua treaptă îl puteți umple cu combustibil pe care nu să-l găsiți decât la programele de masterat. Iar departamentul vă oferă trei programe de masterat din care unul de cercetare și sunt convinsă că majoritatea dintre voi ne vor reîntâlni pentru a aprofunda și mai mult sau pentru a umple rezervorul cu alte cunoștințe, abilități, competențe, atitudini, flexibilitate, creativitate, etc. De un alt nivel. În felul acesta sunteți pregătiți să intrați sau să ajungeți în galaxia stelelor de la relații internaționale, studii europene și studii de securitate. Și sunt convinsă că veți ajunge acolo, fiecare dintre voi. Depinde și de voi să ajungeți acolo. Așa cum a spus domnul Decan, o muncă asiduă, uneori grea,
nu o cale ușoară, de multe ori foarte grea, dar o să ajungeți acolo. Și fiindcă anul acesta Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene împlinește 20 de ani de amintizare, dați-mi voie să urmez Departamentului Biserica Muțean și promoției 2023 de Relații Internaționale, Studii Europene și Studii de Securitate, la Muțean. Formațiilor academice și activităților de cercetare științifică.
dar și extracurriculare desfășurate în anii de facultate. Cei 6 absolvenți, șefi de promoție, au demonstrat în timp aceste calități. Printre emoțiile aferente momentului și în aplauzele dumneavoastră, îi vom ruga să ne transmită mesajul lor. De la specializarea în istorie, îi transmitem șefei de promoție, Cristina Maciu Cruca, felicitările noastre și o poftim la următoare. Ne înclinăm în fața voastră, profesor și părinți totodată,
Și vă mulțumim infinit pentru ce și pentru cinstit. De la specializarea de relații internaționale și studii europene în limba engleză, ne va transmite un cuvânt frumos Mihai Borsa, șeful de promoție. Bună ziua, stimate domnule decan, stimate domnule prodecan, stimați profesori, colegi, invitați. Iată ne ajungi cu toți într-o zi foarte importantă, în care, într-o zi care celebrăm nu doar simplul fapt al absolvirii unui studiu de licență, ci și eforturile noastre ruine, ale studenților, ale profesorilor, ale apropiaților noștri. Eforturi depuse pentru a asigura nu doar un parcurs academic adecvat, ci și pentru a crea noi experiențe și pe viitor o carieră și amintiri. Suntem aici să vă dorim toate cursurile, toate examenele și toate activitățile. Lucruri fără de care nu am fi oamenii ce suntem azi, lucruri fără de care nu vom fi oamenii ce vom fi mâine. Am ajuns la finalul al treilea de studiu ce s-a aflat sub semnul schimbării. An în care am dotat să facem și, într-o anumită măsură, cum să facem, în limitele în care am putut pune în practică teoria pe care am studiat-o. Acum însă, după încheierea acestui an de studiu, urmează o nouă era a vieții noastre, o perioadă în care va fi necesar a ne perfecționa meșteșugul, fie prin specializarea într-un subdomeniu al acestuia, fie prin practicarea lui, fie printr-o combinare celor două, sau, în alte cazuri, chiar printr-o potențială reorientare. Dorim să mulțumim pentru această experiență în mod special profesorilor care, pe lângă informațiile oferite în cursurile dânșilor, ne-a ajutat și cu sfaturi și ne-au rugățit cu noi idei, ce nu au făcut altceva decât să ne lărgească orizonturile și pe plan, și pe plan academic, și pe plan profesional, dar, în special, și pe plan personal. Acestea trei formează împreună un bagaj neprețuit de informații ce ne ajută să ne continuăm drumul spre a ajunge la momentul în care am devenit persoanele pe care ne imaginăm și la care, chiar și astăzi, la construcția cărora, chiar și astăzi, lucrăm. Cât despre colectivul pe care le reprezint astăzi aici, mă bucur că pot spune nu doar că fac parte din el, ci și că acesta reflectă, într-o bună măsură, diversitatea de opinii și moduri de gândire și percepție ce se așteaptă de la un mediu dedicat domeniului relațiilor internaționale și a studiilor europene. Această diversitate de opinii și de personalități a creat un loc adecvat pentru dezbateri și discuții, în urma cărora, deși nu am ajuns la o concluzie exactă sau la un învingător de dezbatere, am împărtășit măcar punctele de vedere ce ne-au schimbat percepțiile precedente. Deși poate această diversitate a condus și la anumite distensiuni, lucruri de altfel inevitabile într-un grup, acum, la final, este mai mult decât normal să încheiem acest periplu numit ciclul de licență cu zâmbetul pe buze și cu speranța rășinii viitor. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Pentru sprijinul lor necondiționat. Fără ei, drumul nostru nu ar fi fost la fel de ușor. Le suntem recunoscători pentru sacrificiile făcute și iubirea lor neîncetată. Colegii mei de promoție, suntem mândri de ceea ce am realizat împreună, am trecut prin provocări și momente de bucurie, construind prietenii și amintiri de neprețuit. Astăzi, sărbătorim munca noastră și ne privim cu încredere spre viitor. Fiecare dintre noi are puterea de a face o schimbare în lumea în care trăim. Haideți să ne urmărim visurile și să ne menținem pasiunile aprinse. Învățați în continuare să fiți deschiși către oportunități.
să fim mereu curioși și să ne susținem unii pe alții în drumul nostru spre succes. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem aici, profesorilor, părinților și colegilor de promoție. Suntem privilegiați să facem parte din această comunitate și să avem ocazia de a învăța și de a crește împreună. Să ne bucurăm de această zi de absolvire și să fim recunoscători pentru tot ceea ce am obținut. Privim cu optimism către viitorul nostru și suntem pregătiți să ne înfruntăm provocările care ne așteaptă. Vă mulțumim! Să ne transmiți câteva cuvinte. Domnule Ioan, stimați profesori, stimați invitați, dragi colegi. Fiind basarabean, odată ce am ajuns la specializarea științe politice din cadrul Universității din Oradea, am observat un contrast enorm între sistemul de învățământ românesc cu cel de Republica Moldova. M-a impresionat absolut totul. M-a impresionat incluziunea mediului universitar. M-a impresionat profesionalismul cu care aplicează cadrele didactice în cadrul facultății. În timpul petrecut aici, am înțeles rolul adevărat al individului în societate. Mi-a fost oferită o bază teoretică cu care am învățat să examinez procesele politice din multiple perspective, folosind o abordare diversificată. Nu voi uita niciodată orele de filozofie unde mi-am dezvoltat capacitatea de a gândi lucrurile profund, folosind profund rațiunea. Indiscutabil, aceste elemente vor sta la baza viitoarelor noastre cariere profesionale. Acum muncim la cercetările noastre științifice în cadrul tezei de licență și reușim să aplicăm pe deplin baza teoretică și experiențele obținute la facultate. În final, aș dori să ne mulțumim cadrelor didactice de la Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării și întregii facultăți pentru efortul și dedicarea lor în procesele noastre de dezvoltare. Cu certitudine, vă spun că au fost unul din cei mai frumoși și valoroși ani din viețile noastre. Vă mulțumesc! De la specializarea jurnalist, dorim să felicităm pe șeful de promoție, Mircea Bratusin, pentru perseverența și implicarea în toate activitățile. Mircea ne-a pregătit alunul său un mesaj. Stimați profesori, distinși invitați, dragi părinți, vă mulțumim că sunteți prezenți aici pentru a ne susține și pentru a vă bucura de reușita noastră, a celor care astăzi marcăm finalul unei etape speciale, absolvirea facultății. Mi-ar plăcea enorm să retrăiesc cei 3 ani de experiență academică, de la jurnalism, o facultate de excepție. Domnilor profesori, ne-ați ajutat să luptăm pentru idealurile noastre. Ne-ați călăuzit pașii, ai doma, a unei luminițe într-o cameră întunecată. Și ați reușit să mențineți flacăra speranței în inimile noastre. Arză. Ați avut răbdare să ne învățați lucruri care să ne fie de folos în viitor. Cel mai de preț lucru este să fii demn, drept, curajos, înțelept, chiar inteligent, perseverent și optimist. Doresc să vă mulțumesc tuturor care mi-ați fost alături mele și m-ați sprijinit cu toată inima când mi-a fost cel mai greu și cu care am trăit clipe de neuitat. Sper ca prieteniile pe care le-am legat împreună să nu se strică niciodată. Iar atunci când ne vom
revedea, să ne amintim cu plăcere de momentele deosebite trăite la facultate. Vă mulțumesc din suflet pentru că existați. Fără dumneavoastră, poate nu aș fi fost astăzi aici. Vă mulțumesc! Anunțăm acum unul dintre cele mai așteptate momente din desfășurarea acestui eveniment. Profesorii, în următor de an, vor da citire pentru ultima dată catalogului cu absolvenții fiecarei specializări. O invităm pe doamna profesoară, Mihaela Goman, să ni se alăture pentru prezentarea catalogului cu studenții de la specializarea istorie. Thank you.
Frau Alex Cristian. Daniela.
mulți bani! Mulțumesc!
Vârfă Paul.
profesor Irina Hoc și Marius Stătar, mi se vor alătura pentru citirea catalogului anului de absolvenți ai specializărilor științe politice și jurnalism. Vă rugăm, domnilor profesori, să poftiți alături de studenții dumneavoastră. Domnule decan, dragi găsiți, stimați colegi, doamnelor și domnilor, cred că suntem de acord cu toții că nu ar fi o dovadă de înțelepciune să-i trimit pe absolvenți să navigheze prin tumultoasa lumea politicii fără să le ofer un ultim manual de utilizare. Un soi de hartă, busolă și compas care să-i ajute să navigheze și să se orienteze în călătoria pe care o încep astăzi. Am încercat să cuprind esența unui astfel de manual de utilizare a politicii în paginile unei scrisori pe care le-o voi mâna absolvenților împreună cu diplomele de absolvire. Dragi absolvenți, felicitări! Ați reușit! Sunteți o promoție de excepție, sunteți o promoție de care sunt foarte mândru, o promoție care a dat dovadă de seriozitate, pasiune și mult talent în studierea fenomenelor politice. Scrisoarea pe care o să vă rămânez, sper să o citiți azi, dar sper să o citiți și peste ani. Să o aveți la îndemână și să vă fie de folos. Atât în momentele de sărbătoare și bucurie, cât și în cele de cumpănă și îndoială. Înainte de a vă mâna acest manual de utilizare a politicii și diplomele de absolvire, mai vreau să vă rog să țineți cont de un lucru. Nu uitați că nu sunteți singuri. Amintiți-vă că nu sunteți singuri în călătoria pe care o începeți astăzi. Vă aveți unii pe ceilalți, aveți familiile și prietenii voștri, aveți comunitățile și rețelele voastre, aveți valorile și principiile voastre. Nu uitați că ne aveți și pe noi, profesorii voștri, care vom fi mereu aici pentru voi, încurajându-vă și sprijinându-vă. Vă mulțumesc că ați fost studenții mei și fiindcă de astăzi sunteți absolvenți ai specializării științe politice și jurnalist, vă mulțumesc că sunteți colegii mei. Acum voi da citire catalogului celor două specializări, științe politice și jurnalism. Dan Alexandru. Thank you.
Luceru Iana. Pantia Diana.
părinți. Prezența dumneavoastră azi, într-un număr atât de generos, ne-a confirmat încă o dată dragostea și implicarea în formarea și dezvoltarea noastră intelectuală. Vă vom prețui mereu pentru modul în care ne-ați modelat viața și ne-ați oferit echilibrul pe aripile cunoașterii. Și acum ne